Iubiți frați și surori, așa după cum am anunțat, în duminica aceasta aș dori să abordez o temă de mare interes în vremea aceasta, mai ales datorită faptului că Rusia a invadat Ucraina și sunt foarte multe interpretări profetice care identifică Imperiul Rusesc, identifica Imperiul Sovietic ca fiind împărăția lui Gog și Magog. Sunt vremuri importante pe care le trăim, le vedem, le citim în ziare, le ascultăm la news, dar sunt vremuri pe care le citim în Scripturi. Trăim vremurile din urmă și împlinirea acestor profeții se întâmplă sub ochii noștri ca niciodată. Aș vrea mai întâi să citesc Ezechiel capitolul 38. Pentru că în capitolul 38 din Ezechiel găsim foarte multe lucruri despre Gog și Magog, despre invazia lui Gog și Magog asupra Țării Sfinte. Și în capitolul 39 găsim foarte mult, dar voi citi numai capitolul 38. Și apoi, cu ajutorul acestor două capitole din Ezechiel și a unor pasaje din Cartea Apocalipsei, aș dori să căpătăm o perspectivă reală pentru viețile noastre în ceea ce privește interpretarea apocaliptică a acestor profeții. Citesc Ezechiel capitolul 38 de la versetul 1. Vă rog să urmăriți cu atenție acest pasaj, pentru că sunt cuvinte cheie, lucruri cheie, pe care le citim și în alte pasaje biblice și care ne ajută să identificăm cine este Gog, cine este Magog, ce reprezintă Gog și Magog, care sunt aliații lor. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, și prorocește împotriva lui. Și spune: Așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, am necas pe tine, Gog, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târî și îți voi pune un cârlig în fălci. Te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit. Ceată mare de popor care poartă scut și pavăză, și care toți mânuiesc sabia. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif. Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei din fundul miază-noaptei, cu oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Pregătește-te, dar fii gata, tu și toată mulțimea adunată în jurul tău. Fii căpetenia lor. După multe zile vei fi în fruntea lor, în vremea de apoi vei merge împotriva țării ai cărei locuitori scăpați de sabie vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fusese răpustii, dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi toți liniștiți în locuințele lor. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, tu cu toate oștile tale și multe popoare cu tine. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: în ziua aceea multe gânduri îți vor veni în minte și vei urzi planuri rele. Vei zice: mă voi sui împotriva țării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți, care stau fără grijă în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porți. Mă voi duce să iau pradă
și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului. Seba și Dedan, negustorii din Tars și toți puii lor de lei, îți vor zice: vii să iei pradă? Pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea ta ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții și să faci o pradă mare? De aceea prorocește fiul omului și spune lui Gog: așa vorbește Domnul Dumnezeu, da, în ziua când poporul meu Israel va trăi în liniște, vei porni din țara ta și vei veni din fundul miază noaptei, tu și multe popoare cu tine, toți călare pe cai, o mare mulțime și o puternică oștire. Vei înainta împotriva poporului meu Israel ca un nor care va acoperi țara. În zilele de apoi te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască neamurile, când voi fi sfințit în tine sub ochii lor, Gog. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu ești tu acela despre care am vorbit odinioară prin robii mei prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile că te voi aduce împotriva lor? În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mi se va sui în nări mânia aprinsă. O spun în gelozia și în focul mâniei mele, în ziua aceea va fi un mare cutremur în țara lui Israel. Peștii mării și păsările cerului vor tremura de mine și fiarele câmpului și toate târătoarele care se târăsc pe pământ și toți oamenii care sunt pe fața pământului. Munții se vor răsturna, pereții stâncilor se vor prăbuși și toate zidurile vor cădea la pământ. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toți munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. Îl voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie năprasnică și prin pietre de grindină. Voi ploa foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia, mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt Domnul. Amin. Iubiți frați și surori, citind profețiile biblice cu privire la Gog și Magog, avem câteva perspective deschise. Pasajul pe care l-am citit și alte pasaje, voi menționa la vremea potrivit aceste pasaje. În primul rând, avem perspective geografice, pentru că Biblia este destul de specifică în ceea ce privește geografia Apocalipsei. Și nu pierdeți din vedere, nu vorbim despre alte vremuri din istorie, vom demonstra lucrul acesta încă o dată, dar am citit deja și vă aduc aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vei merge, Gog și Magog, împotriva poporului meu pe care l-am adus înapoi din mijlocul neamurilor. Este vorba de poporul Israel, care a fost sau și-a întemeiat din nou un stat în 1948. Profeția despre Gog și Magog din cartea Ezechiel și din cartea Apocalipsei se referă la vremea noastră din 1948 încoace. Mai specific, se referă la o perioadă de timp în care Israelul are pace și liniște. Și nu e vremea asta. Este vremea de după 1948. Este vremea de după tratatul de pace, prin care Israelului i se va da permisiunea să-și reconstruiască templul. Vorbim despre conflagrații, despre conflicte globale care au loc pe ultimii pași ai istoriei.
Citind profețiile Scripturii, nu întotdeauna au fost înțelese la fel. Întotdeauna a existat o perspectivă regională, vorbim de geografie, vorbim de hărți, o perspectivă regională a profețiilor biblice. Nu-i așa? Fiecare neam de oameni, fiecare țară, fiecare om credincios a trăit în generația lui, apocalipsa lui. Vreau să dau doar un exemplu. Biserica primară. Nicio biserică în istoria bisericii n-a vorbit mai mult despre revenirea Domnului și n-a așteptat cu mai mare pasiune revenirea Domnului decât biserica primară. Pentru ei, Imperiul Roman, Cezarul, erau forma perfectă a împlinirii profețiilor despre Anticrist și despre împărăția lui. Necazul, valurile de prigoană din vremea bisericii primare îi făceau pe acești credincioși să înțeleagă foarte bine, raportat la ei, la regiunea lor, și ne referim la spațiul geografic, vorbim imediat și de istorie, vorbim imediat de timp, dar aplicau toate aceste profeții la situația lor, ce se întâmpla pe harta cunoscută de ei la vremea respectivă. Există, dincolo de perspectiva regională, o perspectivă globală. Perspectiva globală ne vorbește de toată harta Pământului. Când vorbim de perspectiva globală, vorbim nu numai de o zonă, vorbim nu numai de un teritoriu oarecare, ci vorbim de toată harta Pământului. Și aici, încă o dată, putem demonstra că vremea noastră, sau în vremea noastră trăim aplicația clară acestor profeții apocaliptice, pentru că niciodată în istoria omenirii harta Pământului nu a fost mai completă decât în vremea noastră. În celelalte perioade istorice, când oamenii se uitau la hartă, aveau o hartă parțială, și cu cât se îndepărtau de zona civilizației, harta era din ce în ce mai vagă, mai neclară. Știm că de-abia în anii 1500 a fost descoperită America cu cele două continente, de nord și de sud. Au fost încă zone necunoscute în lume. Și nu mici, teritorii imense. Iată de ce perspectiva geografică este cea mai clară, cea mai completă în vremea noastră. Vă rog să observați cum arată o interpretare a lui Ezechiel 38, totul concentrat în jurul țării lui Israel, tot felul de teritorii cu diferite neamuri. Am să intru în amănunt, pentru că vreau să vă spun din start, cercetătorii sunt foarte împărțiți cu privire la teritoriul lui Gog, al lui Magog, Meșec, Gomer, Togarma și așa mai departe. Sunt puțin mai uniți când este vorba de țările din Africa. Dar în rest, și Persia, bineînțeles, centrul zonei arabe și musulmane. Însă, harta aceasta este o hartă foarte limitată și foarte parțială. În anumite etape istorice a făcut sens, dar este o hartă foarte limitată. Dacă vă uitați la pătratul acesta, nu prinde decât o mică parte din harta
pământului. Și vom demonstra că Gog și Magog și Imperiul lui Anticrist nu are limite când este vorba de harta pământului. O va ocupa pe toată. Asta este perspectiva regională vis-a-vis de perspectiva globală. Există perspective istorice. Când vorbim de perspective istorice, vorbim de o perspectivă specifică. Ce înseamnă specifică? Un anumit timp, un anumit personaj al istoriei. Oamenii se grăbesc să pună în dreptul unor personaje istorice numele de anticrist. Cezarului s-a spus că este anticrist. Lui Napoleon s-a spus că este anticrist. Nu mai vorbim de Hitler. Până și despre Obama s-a crezut că este anticrist. Iar acum, Putin. O să vorbesc imediat puțin despre aceste personaje istorice și unde se încadrează, dar oamenii, uitându-se la istorie, din punctul lor de vedere, prin prisma experienței lor istorice, culturale, au identificat de-a lungul timpului anumite personaje, mă, ăsta să știi că este anticrist. Ăsta este Imperiul lui Anticrist. Există o perspectivă generică a lucrurilor. Ce înseamnă perspectivă generică? Nu ai un om căruia îi aplici titlul, ci ai un titlu și aștepți ca omul să se așeze în dreptul titlului. Ori până în momentul de față, Nimrod, care a fost singurul tip anticristic din istorie, care a fost stăpân peste tot pământul și peste toți oamenii care au locuit pe fața pământului, imediat după potop, înainte de încurcarea limbilor, a fost un tip anticristic, dar n-a fost anticrist. Cu toată puterea lui, cuceririle lui, geniul lui militar, Napoleon n-a fost anticrist. Hitler era cât pe ce să pună mâna pe toată lumea. N-a fost anticrist. În loc să aruncăm titlul acesta pe tot felul de personaje istorice, ar trebui să așteptăm până când personajul real, personajul complet, se așează în dreptul titlului. Pentru că sunt câteva lucruri importante pe care trebuie să le știm despre anticrist ca persoană și mai multe despre asta în mesajul de după masă. Perspectiva generică este o perspectivă de ansamblu în toată istoria, pentru că adevărul este, toată istoria cuprinde războiul dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și diavolul. Conceptul de anticrist, de imperiu demonic, global, este un vis al diavolului pe care îl urmărește de 6.000 de ani. Și pe când a clădit castelul lui, Dumnezeu din când în când a venit și l-a dărâmat, l-a stricat și a trebuit să o ia de la capăt. Și iar l-a zidit, iar l-a stricat Dumnezeu, până într-o zi în care o să-l lase să-l construiască până la capăt. Noi, în vremea aceasta, avem o privire de ansamblu asupra istoriei. Și ca și credincioși care avem cuvântul lui Dumnezeu la dispoziție, dincolo de a scoate un verset de aici, unul de acolo, și a le da o interpretare superficială, de la Geneza și până la Apocalipsa, noi avem cunoștință asupra lucrurilor care se întâmplă în nevăzut. Biblia spune că nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Și el are o viziune pentru lumea aceasta, are un interes. Și vom vedea
despre ce este vorba. Vedeți, avem hărți care ne arată clar de unde vine Magog, de unde vine Gog, de unde vin aliații arabi din Africa, din Asia Mică și așa mai departe. În realitate, și aici vreau să înțelegem perspectiva generică de ansamblu a istoriei, țara lui Israel va fi invadată, de fapt asta vrea să spună toată coaliția aceasta de neamuri, din toate părțile. Harta asta unde avem patru săgeți care vin din cele patru puncte cardinale poate fi făcută atât de mare cât este harta pământului. Și să înțelegem că Gog și Magog reprezintă toate forțele de pe toată harta care se vor întâlni în mijlocul pământului, spune Ezechiel 38 și Ezechiel 39, în țara lui Israel. Dincolo de doar o perspectivă regională, doar de o perspectivă specifică a unei vreme anumite, a unui personaj istoric anumit, perspectiva aceasta globală, generală, ne spune că Israelul va fi atacat de toată lumea. Există niște perspective spirituale, dincolo de harta lumii, dincolo de cărțile de istorie. Și aici, frați și surori, trebuie să înțelegem, harta lumii e completă. Istoria pare completă, dar realitatea este că sunt multe necunoscute în istoria aceasta. Sunt mai multe lucruri pe care nu le știm. Istoria depinde de cine o scrie. Cred că v-am mai spus odată, atunci când și-a dat demisia din poziția de președinte al Americii, președintele Nixon a avut o întâlnire, o ultimă întâlnire cu secretarul lui de stat și confidentul lui Henry Kissinger. Și ca să-l încurajeze un pic, de fapt, dați seama, un om care se lăuda că are o relație apropiată de prietenie cu evanghelistul Billy Graham, cu alți pastori proeminenți ai anilor 60-70, s-a întors către Henry Kissinger și a spus, auzi, hai să ne rugăm. Și și-au dat seama că niciunul din ei nu știa să se roage. Și la un moment dat, ajutorul lui, mâna lui dreaptă, îi spune, domnule președinte, eu totuși cred că istoria va fi blândă cu dumneavoastră și vă va reabilita. În care președintele se întoarce, spune, Henry, depinde cine va scrie istoria. Istoria este subiectivă, este incompletă și este subiectivă. Câți dintre dumneavoastră ați fost în România la școală și ați învățat istorie în România comunistă? Mergeți încă o dată la școală și învățați istorie. Că o mare parte din ce ați învățat acolo au fost minciuni. Ați învățat de Roită, eroul care a sunat clopoțelul și a mobilizat clasa muncitoare? Ăsta săracul trăgea clopoțelul când era prânz ca să îi anunțe pe oameni care n-aveau ceas se ducă să ia masa de prânz. N-a avut niciun revoluționar. Istoria pe care am învățat-o în timpul comunismului a fost o istorie de râs. Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Ion Vodă, Alexandru cel Mare, toți au fost comuniști, știți, după potrivit manualelor de istorie din România, ăștia toți au fost comuniști sau precursori ai comuniștilor. Dragii mei, noi avem o perspectivă mai reală decât geografia și decât istoria. Este vorba de perspectiva spirituală. Mai întâi, din punct de vedere simbolic, când ne uităm la Sodoma și Gomora, când ne uităm la
Babilon, când ne uităm la Gog și Magog. În spatele acestor nume stau stiluri de viață, stau sisteme omenești de conducere, în spatele lor stă împărăția diavolului și ascultați, de multe ori stau sisteme religioase corupte. Când noi ne uităm din punct de vedere spiritual la ceea ce se întâmplă în lume, la ceea ce citim în istorie, vedem mai mult decât teritorii, țări, hărți, cărți de istorie, personaje istorice, războaie, bătălii, evenimente istorice. Vedem partea spirituală și o înțelegem, pentru că am fost luminați prin Duhul Sfânt, să înțelegem care e adevărata miză, care este realitatea obiectivă a lucrurilor. Vorbești de Sodoma și Gomora, vorbești de un stil de viață corupt, stricat. Foarte interesant, citiți să vedeți că la un moment dat Dumnezeu vorbește lui Israel și îi spune locuitori ai Sodomei și Gomorei. Dar noi știm unde a fost Sodoma și Gomora și cine a fost Sodoma și Gomora. De ce a spus Dumnezeu lui Israel Sodoma și Gomora? Pentru că au îmbrățișat un stil de viață stricat. Când vorbim de Babilon, vorbim de Imperiul Babilonian și vorbim de capul de aur al chipului lui Antichrist. Dar vorbim și de marea stricată din cartea Apocalipsei, Babilonul religios, corupt, îmbătat de sângele sfinților, adevărați. Iată de ce este important să înțelegem simbolistica acestor nume. Mă rog, altfel, numele Gog, Magog, Togarma, Meșec, Tubal, Roș, vor reprezenta doar niște teritorii pe hartă. În spatele lor stau căpetenii demonice, stau duhuri ale răutății din locurile cerești. De aceea spune Apostolul Pavel în Efeseni că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Când tu te uiți să vezi ce se întâmplă, vezi dincolo de ecranul pe care ți se arată știrile, vezi dincolo de ziarul în care le citești. Te uiți la realitățile spirituale din locurile cerești, acolo unde armata întunericului înconjoară întreg pământul și îl ține închis în negura răutății și a păcatului. Iată de ce este important să înțelegem perspectiva simbolică și perspectiva profetică. Și aici este un lucru foarte important. În perspectiva profetică putem identifica realități cu privire la personajul Antichrist, la Gog și Magog, sunt multe amănunte care ni se dau. Tot ce trebuie să facem este să așteptăm până când toate se împlinesc în personajul final. În personajul final. Și aici aș vrea să înțelegem cum citim împlinirile profetice. Mai întâi, tipic. Am vorbit de Nimrod și de turnul Babel. Este primul tip anticrist. Pentru că a avut o cetate, a avut o limbă, a fost o singură națiune și au avut un proiect. Să se suie până la Dumnezeu, până la tronul lui Dumnezeu. Să nu mai poată Dumnezeu să facă ce vrea în lumea asta. De la Nimrod încoace avem o groază de stăpânitori, căpetenii, personaje istorice care au reprezentat într-o anumită măsură caracterul lui Antichrist. Vă aduc aminte de împăratul Antiochus Epifanes, care a intrat în templu în vremea Macabeilor și a desacralizat templu, a dus ca jertfă un porc. Și acesta este un tip anticristic. La vremea respectivă au crezut că ăsta e anticrist. Antiochus Epifanes a fost un om rău,
reprezentant al unei puteri a Întunericului, care a împlinit un anumit cadru din caracterul lui Anticrist. Dar n-a fost Anticrist. Iată de ce ne uităm în istorie și vedem tipuri anticristice, așa cum ne uităm în istoria Vechiului Testament și găsim tipuri cristice. Personaje care poartă în ele sau anticipează caracterul lui Hristos. Când vorbim despre asemănări între Hristos și personaje istorice, ne referim la Iosif, ne referim la Moise, ne referim la David. Moise a spus, un proroc ca mine. Și sunt anumite asemănări, îmbrățișează parte din caracterul mesianic, dar niciunul dintre ei nu este Hristos. Până ajungem la Ioan, cel mai mare bărbat născut din femeie, pe care chiar îl întreabă contemporanii lui, probabil că tu ești Mesia. Ce spune? Nu. Omul care a cuprins în sine, în caracterul său, cel mai mult din personajul Mesia, din Iisus Hristos, a fost Ioan, ca premergător al Domnului Iisus Hristos. Și totuși Ioan spune, nu sunt vrednic să-i dezleg curelele încălțămintei. Iată de ce, când ne uităm la profeții, când ne uităm la profeții biblice, când ne uităm la istorie, la personaje, la vremuri și la evenimente istorice, sunt unele tipice care se aseamănă. Interpretarea profetică de ordin spiritual. Vă aduc aminte ce spunea apostolul Ioan. Duhul lui Anticrist deja lucrează în lume. De când lucrează de 2000 de ani, Duhul lui Anticrist. Ce înseamnă asta? Încetul cu încetul, mintea oamenilor este modelată înspre a accepta soluția finală a diavolului către închinare. O să vorbim mai mult despre asta de seară. Ori noi când ne uităm la ce se întâmplă în vremea noastră, o să dau un exemplu. Felul cum a fost tratată această pandemie la nivel global. Și ascultați, nu-i lucru mic. Putem să ne concentrăm doar asupra bolii. Putem să ne concentrăm doar asupra unor măsuri de ordin civic. În realitate, ce s-a întâmplat în timpul pandemiei și oamenii cu ochi spiritual deschiși înțeleg lucrul ăsta, a fost un exercițiu de forță. Ce înseamnă exercițiu de forță? Să vadă cât de tare ne poate strânge, să vadă cât de cuminți suntem, cât de supuși suntem. Și a fost exercitat asupra întregii societăți. Șocant, America n-a fost unică sau n-a mai fost unică. Ce a fost în primul rând al conformării. La ora actuală e mai ușor să pleci din America în restul lumii decât să vii din restul lumii în America. Uitându-ne dincolo de aceste lucruri care se citesc în ziare și se văd la televizor, înțelegem dimensiunea spirituală a ceea ce se întâmplă în lume. Sunt crize reale, exploatate, sunt crize create. Ați auzit că nu se mai găsește mâncare pentru bebeluși în magazine. Hai, oameni buni, cum să nu se găsească mâncare pentru bebeluși în magazine în America? Ascultați-mă, toate aceste lucruri, chiar dacă se dau cu etichete de conspirație, de oameni paranoici în stânga și în dreapta, n-au cum să ne scape atunci când este vorba de partea spirituală a lucrurilor. Economia Americii, puterea de producție a Americii, este aceeași și poate mai mare.
iar bebelușii sunt mai puțini decât în anii trecuți. Că pe unii nu-i mai facem și pe alții îi omorâm înainte să-i facem. Cum să nu fie mâncare pentru bebeluși? Tot acest cumul de crize văzute din punct de vedere spiritual sunt un parcurs al spiritului lui Anticrist care pregătește societatea pentru o supunere totală și o aservire totală guvernului global. Dacă cineva nu mă crede, așteptați numai câțiva puțintei ani și vă veți convinge de lucrul ăsta. Și bineînțeles, este împlinirea finală, actul final, când într-adevăr apare Anticrist. Când se coace lumea. Și când într-adevăr apare acest monstru pe scena istoriei. Nu numai tipurile lui, nu numai premergătorii lui, nu numai sistemele care au condus către globalizare, ci cel real. Așa ne uităm la profețiile Scripturii și așa le judecăm și le înțelegem. Haideți să vorbim un pic despre Gog și Magog. Amănunte despre acest personaj și aliații lui. În primul rând, este în vremea sfârșitului. Am citat din 38:8, după multe zile vei fi în fruntea lor, în vremea de apoi vei merge împotriva țării. În vremea de apoi, la sfârșit. Versetul 16. Vei înainta împotriva poporului meu Israel ca un nor care va acoperi țara în zilele de apoi. Te voi aduce împotriva țării mele. Iată, dar Gog și Magog se referă la o invazie a țării lui Israel în vremea de apoi. În mijlocul pământului, Ezechiel 38:12, mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului. Știți că pe hartă, dacă te uiți, Israelul este de la nord la sud și de la est la vest în mijlocul pământului, înconjurat de tot acest spectru de națiuni. În al treilea rând, Gog și Magog vin din nordul îndepărtat. Ezechiel 38:15, vei veni din fundul miază-noaptei. Limba engleză spune far north, miază-noapte este nord, fundul miază-noaptei, din nordul îndepărtat. Aici vreau să mă opresc un pic și în 39:2 spune lucrul ăsta, din fundul miază-noaptei te voi aduce pe munții lui Israel. Când vorbim de nord, ne putem referi la multe națiuni. Ne putem referi la Europa, care este la nord de Israel, și în vremea profețiilor transmise prin Ezechiel, ăsta era nordul, ne putem referi la Rusia, ne putem referi la popoarele din Orientul îndepărtat, care sunt tot la nord. Este foarte clar că această coaliție este condusă din nord. Apoi, este o coaliție globală.
versetul 12. Ezechiel 38, 2 la 6. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului și prorocește împotriva lui și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necas pe tine, Gog, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălș, te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăresc, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză și care toți mânuie sabia. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif. Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei, din fundul miază noaptei cu oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Este o coaliție globală. Apoi, este o invazie inițiată și condusă de Anticrist. Și acum ascultați ce spune în 38:7. Pregătește-te dar, vorbim de vremea din urmă, de ultimele războaie ale istoriei, și vom vedea imediat că Anticrist e în fruntea acestor războaie, pregătește-te, dar fii gata tu și toată mulțimea adunată în jurul tău. Fii căpetenia lor. E vorba de un om. Versetul 17. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu ești tu acela despre care am vorbit odinioară prin robii mei, prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile că te voi aduce împotriva lor? Vă aduceți aminte ce spunea Ioan? Ați auzit că va veni Anticrist, dar Duhul lui Anticrist deja lucrează în lume. Cu alte cuvinte, toate prorociile vechi testamentale despre această mare confruntare vorbesc despre venirea lui Anticrist împotriva lui Israel. Haideți să ne uităm puțin la un înțeles apocaliptic al lucrurilor, ne mutăm în cartea Apocalipsei, pentru că asta va clarifica extrem de mult ceea ce scrie în Ezechiel. Mai întâi, haideți să ne uităm la Apocalipsa, capitolul 6, primele două versete. Când a rupt mielul cea din tâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând, cu un glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruie. Mulți au confundat de-a lungul istoriei teologice, ca să zicem așa, acest personaj cu Domnul Iisus Hristos. Nu este vorba de Domnul Iisus Hristos, este vorba de Anticrist. Și o să vă demonstrez lucrul ăsta, Ezechiel 39:3. Îți voi doborâ arcul din mâna stâncă și voi face să-ți cadă săgețile din mâna dreaptă. Hristos nu vine cu arc. Vedem imediat cu ce vine Hristos. Anticristul vine cu arc și cu săgeți. Gog și Magog. Un alt înțeles apocaliptic, Apocalipsa, capitolul 19, versetele 11 la 21. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios. Nu unul care venea cu arc pe calul alb. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor să biruiască. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești. Nu cu o cunună, cu multe cununi împărătești. Și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge,
Slăvit să fie Domnul! Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cerul urmau călare pe cai albi îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită. Hristos are sabie, nu vine cu arc, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. E vorba de domnia de 1000 de ani. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare, și acum atenție la expresia asta, și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni, slobozi și robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului. Cine este fiara? Fiara este Anticrist. Și pe împărații pământului și oștile lor adunate, ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă, Anticristul, și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Ne întoarcem la Ezechiel 39 cu 17 până la 20. E vorba de conflictul lui Gog și Magog. Am vorbit de fiară și de prorocul mincinos în Apocalipsa 19, care este Anticristul. Și acum observați suprapunerea textului biblic, Ezechiel 39, de la 17. Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, spune păsărilor de orice soi și tuturor fiarelor câmpului, adunați-vă și veniți, strângeți-vă din toate părțile pentru jertfa mea, pe care o înjunghi pentru voi. Jertfă mare este pe munții lui Israel. Mâncați carne și beți sânge. Mâncați carnea vitejilor și beți sângele voievozilor pământului. Sânge de berbeci, de miei, de țap, de tauri îngrășați din Basan. Înțeles spiritual. Mâncați grăsime până vă veți sătura și beți sânge până vă veți îmbăta din jertfele mele pe care le voi înjunghia pentru voi. Săturați-vă la masa mea de carnea cailor și a călăreților, de carnea vitejilor și a tuturor oamenilor de război, zice Domnul Dumnezeu. Și versetul 21. Îmi voi arăta slava între neamuri și toate neamurile vor vedea judecățile pe care le voi face și pedepsele cu care îi va lovi mâna mea. Cine este Gog și Magog din Ezechiel, care se suie în mijlocul pământului, înconjoară țara sfântă, atacă pe Israel, este exact aceeași fiară din Apocalipsa, capitolul 19. Soarta lor este aceeași, devin hrană pentru păsările pământului. Și acum ascultați Apocalipsa 20:1 la 10. Și pe urmă vom vedea câteva diferențe foarte interesante între primul război înainte de domnia de 1000 de ani și al doilea război după domnia de 1000 de ani,
care implică tot pe Gog și Magog. De aceea Gog și Magog reprezintă toate împărățiile Pământului, odată sub conducerea lui Antichrist, a doua oară sub conducerea directă a diavolului. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. Apoi când? După ce fiara, Anticristul și prorocul mincinos au fost aruncați în iazul de foc. Versetul 2. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile. Cât timp? Până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Mulți spun că aici e vorba numai de cei care au fost sacrificați de Anticrist din cauza că n-au primit semnul fiarei. Nu, e vorba de toți credincioșii din biserică, pentru că spune cei care cărora li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână și au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere, atenție! Întâia înviere cuprinde toți credincioșii. După întâia înviere, credincioșii adevărați nu mai învie încă o dată, nu mai există o altă înviere pentru ei, moartea a doua. De aceea țineți minte, asta e întâia înviere a tuturor copiilor lui Dumnezeu care fac parte din biserică. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, satana va fi dezlegat. Acum nu mai are nici pe fiară, nici pe prorocul mincinos. Și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului. Vă aduceți aminte de cele 4 săgeți? Pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război, numărul lor va fi ca nisipul mării. De ce? Pentru că pământul este purificat înainte de domnia de 1000 de ani. În timpul domniei de 1000 de ani, pământul este din nou umplut cu oameni. În perioada domniei de 1000 de ani, cine moare la 100 de ani, trece drept păcătos și lepădat și blestemat. Populația pământului avea un număr imens și sunt rămășițele acestor neamuri care se vor înmulți și pe care diavolul din nou îi înșală, de data aceasta în mod direct, fără intermediar, fără fiară, fără anticrist, fără proroc mincinos. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și acum ascultați, versetul 10. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt deja fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Câteva lucruri despre Imperiul lui Anticrist, care este reprezentat de Gog și Magog. În primul rând, este un imperiu global. Imperiul lui Anticrist nu are limite pe harta Pământului. Imperiul lui Anticrist înseamnă tot Pământul în pumnul lui. Anticristul final, nu tipic,
Și au fost multe imperii mari de-a lungul istoriei. Imperiul lui Anticrist este cel mai mare imperiu din istoria omenirii până la domnia de 1000 de ani și înseamnă întregul pământ. Al doilea lucru despre imperiul lui Anticrist este un imperiu cumulativ. Dacă mă poți ajuta să merg la următoarea imagine. Ce înseamnă cumulativ? Înseamnă că s-a developat și s-a dezvoltat de-a lungul istoriei. O să avem imediat o imagine cu privire la asta. Vă aduceți aminte de unele critici amvonale asupra bisericii primare din Ierusalim sau bisericilor din Asia Mică, cele 7 biserici. Li s-au intentat păcatele lor. N-au mai avut dragostea din tâi. Biserica din Ierusalim s-a purtat urât cu cei dintre neamuri. Și în baza acestor păcate, să vedeți, fraților, au fost desființate. Nu mai există astăzi. E adevărat, biserica locală din Ierusalim, aia de atunci, nu s-a perpetuat, nu există, deși sunt credincioși mesianici acolo. Dar vă spun eu că bisericile alea există, că dacă n-ar fi existat, nu existam nici noi. Știți unde este biserica primară din Ierusalim? Biserica primară din Ierusalim e aici, suntem noi. Biserica din Antiohia e aici, biserica din Efes e aici, s-a perpetuat. În mod cumulativ, ei i-au convertit pe unii, ăia pe ceilalți, din generație în generație până la noi. Vreau să vă spun că în modul acesta cumulativ operează și împărăția Întunericului. S-a desființat un imperiu, a fost cucerit de un alt imperiu, dar n-a dispărut. A fost capturat, folosit resursele lui, valorile lui și s-a transferat în imperiul următor. Acolo este imaginea lui Nebucadnețar, despre care vom vedea imediat ce înseamnă. Un lucru care nu se spune cu privire la Gog și Magog, și vom vedea imediat lucrul acesta, este cu privire la invaziile barbare, popoarele migratoare, cu numere imense, care au cotropit pământul și Europa și s-au asimilat în mijlocul locuitorilor vechiului continent. Au venit de peste tot. Popoarele acestea migratoare vin din nord-estul îndepărtat. Ăsta este Imperiul Mongolez, probabil ca suprafață, ca teritoriu, cel mai vast imperiu care a existat vreodată în istoria omenirii. Mai vast decât Imperiul lui Alexandru Macedon, mai vast decât Imperiul Roman. Un alt imperiu din zona respectivă este Uniunea Sovietică, Rusia, care este aproape la fel de mare teritorial ca Imperiul Mongol. Și nu putem să uităm de China. Dacă Mongolia și Rusia au reprezentat teritorii vaste, imense, China reprezintă cel mai numeros popor de pe fața Pământului, din punct de vedere al numărului populației. Reprezintă un alt imperiu din estul nord îndepărtat. Realitatea este Gog și Magog înseamnă restul pământului. Israel împotriva restului pământului. Ăsta este Gog și Magog. Ascultați ce spune în Apocalipsa, capitolul 16, de la versetul 12 la versetul 16. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Din fundul miază noaptei și din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului, din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari
a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Armagedon este războiul de dinaintea domniei de 1000 de ani, unde se umple pământul de pradă și de ospăți pentru păsări și pentru fiare. Vă rog frumos să sesizați împărații care au să vină din răsărit, împărații pământului întreg, războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic, și locul este Armagedon. Anticrist și Imperiul lui Anticrist are două componente. Componenta vestică, capul de aur este Babilonul, brațele și pieptul Persia, Medo-Persia, coapsele și brâul de aramă, Grecia, fluierele picioarelor, adică picioarele, Imperiul Roman, și labele picioarelor, Europa. Știți că până și Rusia a avut țar, împărat, din casa regală, din casele regale ale Europei. Casele regale ale Europei au condus toată Europa, deși au fost războaie între ele, exact cum spune Biblia. Lutul cu fierul nu s-au putut amesteca. Ei, toate aceste 1, 2, 3, 4, 5 imperii, la un loc au fost cumulate, strânse experiențele lor, valorile lor, istoria lor, cultura lor. Și au format al șaselea imperiu, care este Imperiul lui Anticrist, 666. Dar din cauza lui Gog și Magog avem încă o componentă. Acestui imperiu anticristic este vorba de zona orientală, împărățiile Asiei îndepărtate, zona de influență a Imperiului Mongol, apoi a Imperiului Sovietic, Chinez și așa mai departe. Împreună, indiferent de imaginea pe care o întoarce profeția biblică spre noi, chipul de aur sau arcașul, ăsta este Imperiul lui Anticrist, care cuprinde în sine toate neamurile pământului. Dacă ar fi doar Babilon, Persia, Grecia, Roma și Europa, unde este China, unde este Mongolia, unde este Asia? Vă spun eu unde este America. America e chiar acolo, pentru că în America sunt toate națiunile astea reprezentate. America nu e o altă țară. Sunt toate aceste compoziții genetice împreună. America e parte din zona asta de influență. Dacă era doar arcașul din Estul îndepărtat, pierdeam zona occidentală. Împreună, sub conducerea lui Anticrist, avem chipul de aur, Gog și Magog, care reprezintă Imperiul lui Anticrist. Cine este Gog și Magog? Este parte din acest imperiu. Căpetenia acestui imperiu este Anticrist. Și acum, foarte scurt, dați-mi încă 3-4 minute, sunt două conflicte finale, înainte și după domnia de 1000 de ani. Primul îl are în frunte pe Anticrist, al doilea este condus de însuși diavolul. Primul se încheie prin intervenție mesianică, Hristos cu oștile cerului. Al doilea este încheiat de însuși Tatăl, care trimite foc din cer. La încheierea primului conflict, fiara și prorocul mincinos sunt aruncați în iad. La încheierea celui de-al doilea conflict, diavolul este aruncat în iad. La încheierea primului conflict începe domnia de 1000 de ani. La încheierea celui de-al doilea începe eternitatea. Ambele sunt conflicte globale, toți locuitorii pământului, toate neamurile pământului împotriva lui Israel. Ambele sunt conflicte supranaturale, forțe supranaturale joacă acest război. Și ambele sunt conflicte spirituale. Bătălia din spatele bătăliei, între forțele luminii și a întunericului, ale binelui și răului.
Ambele sunt conflicte existențiale, pe viață și pe moarte. Și ambele sunt conflicte finale. Cu aceste conflicte se termină istoria în timp și în spațiu. De seară vom vorbi despre scopul lui Anticrist. Care este scopul? În urmă, ce vrea ăsta? Strategiile lui Anticrist. Că nu suntem în necunoștință de planurile lui. Și sfârșitul lui Anticrist. Și nu numai al lui Anticrist, ci a tuturor celor care îi se vor închina. Iubiții mei, vă invit să ne ridicăm în picioare și înainte să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea lumină și putere, aș vrea să răspund la întrebarea de ce trebuie să știm aceste lucruri. Și vă spun de pe acum, trebuie să le știm. În primul rând, pentru că sunt în Biblie. Și trebuie să știm tot ce este în Biblie. Pentru că Biblia se împlinește și deja de la ora de rugăciune, ca o tematică acestei dimineți, a fost să nu ne îngrijorăm. Când vedem ce se întâmplă, crește prețul la benzină, nu mai e mâncare pentru bebeluși, crește inflația, cresc ratele de interes de la case, începe să ne îngrijorăm. Nu dumneavoastră, de la Elim, dumneavoastră nu v-ați îngrijorat, ați adus banul vostru la biserică și dacă la unii le-a fost frică, pică economia, mă rog pentru voi să nu pice niciodată. Dar ascultați-mă, e natural să te îngrijorezi, să te sperii. Nu vă speriați, toate astea sunt în Biblie și Biblia ne spune că se vor termina cu bine pentru noi. Lăudați să fie Domnul! Trebuie să le știm! Pentru că viitorul veșnic este mai important decât confortul prezentului. Nu uitați! Vom vorbi de seară despre lucrul ăsta puțin mai apăsat. Pentru ca să ne păcălească și să ne răpească premiul eternității, diavolul ne dă pe la nas cu confortul prezentului, cu siguranța prezentului, ne oferă bine și mai bine, deși minte că va fi rău și mai rău aici pe pământ, doar că să ne distragă atenția de la ceea ce este important, de la ceea ce este veșnic. Când citim aceste lucruri, începem să nu ne mai uităm cu atâta atracție la ceea ce este în jurul nostru, ci ne dezlipim și ne desconectăm și ne lipim de promisiunea împărăției lui Dumnezeu. Aici pe pământ 1000 de ani, dă-ni, Doamne, cineva care vrea să trăiască 1000 de ani? Cum să nu? Dumnezeu vă dă 1000 de ani aici pe pământ, dar vă dă și o eternitate împreună cu El în slavă. Să-i cerem putere, har și binecuvântare. Amin.